Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară, Naționala de Tineret a României a învins Malta. Nu e nimic deosebit în această victorie împotriva Maltei, mă rog, în rezultat. Însă, aseară, două evenimente au atras cumva atenția. Unul, cartonașul roșu luat de Băluță, absolut stupid în prima repriză a meciului. Un cartonaș roșu care îl va bloca pentru meciul cu Danemarca, un meci foarte important pentru Naționala Under 21. Și un al doilea eveniment petrecut la finalul partidei, chiar înainte de conferința de presă, antrenorul care a stat pe bancă în locul lui Adrian Mutu, e vorba de directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, l-a înjurat pe Mutu chiar înainte de începutul conferinței, neștiind că momentul este deja transmis în direct. Mihai Stoichiță i-a tras o înjurătură lui Mutu uitându-se în telefon, unde primise un mesaj de la Adrian Mutu, selecționerul care nu a stat pe bancă din cauza, din măsuri de precauție, deși nu a ieșit pozitiv la testul COVID. Mutu a preferat să stea acasă la această partidă. Existau la un moment dat niște suspiciuni și Mutu a stat departe de jucătorii săi. Însă acest moment este cu adevărat șocant și cumva arată starea fotbalului românesc. De fapt, cam ăștia suntem noi în fotbalul românesc. Ulterior, Mihai Stoichiță a venit și a spus și a cerut scuze pentru acest gest și a spus că era o glumă. Pe fața lui se vede însă că nu e o glumă. Adică cei care îl știu pe Mihai Stoichiță de 20 ceva de ani ca antrenor în fotbalul românesc, nu mai vorbim de jucători, știu că fața lui nu spunea, nu arăta a glumă. Mă rog, sunt lucruri care se întâmplă în fotbalul românesc. Diseară, Naționala Mare joacă împotriva Austriei și trebuie să se trezească după 1-2 în Islanda și 0-4 la Oslo. Sunt foarte multe schimburi de replici în ultimele zile. Mă rog, s-au format tabere. Există o tabără, nu neapărat pro-Rădoi, ci o tabără care își dorește ca Rădoi să fie lăsat încă puțin sau să mai fie lăsat să-și ducă la capăt planul pe care intenționează să și-l pună în aplicare, deși deocamdată lucrurile nu merg așa cum trebuie. A existat un semnal la un moment dat la meciul din Austria că lucrurile ar putea să se schimbe la echipa națională. Ok, ultimele două rezultate au fost slabe, însă există acest curent de opinie că Rădoi ar trebui lăsat un pic să își pună planul până la capăt în practică. Există însă și un curent contra Mirel Rădoi. Sunt foarte mulți care și-ar dori ca Rădoi să plece după doar 4 meciuri de la echipa națională. Același Rădoi care era lăudat probabil inclusiv de acest curent care acum îi cere demisia anul trecut la Euro 2019. Se învârt multe lucruri și în jurul lui Hagi în aceste zile. Hagi care se alintă așa în ultimele 48 de ore, iese la televizor și ceartă pe toată lumea, mai puțin pe jucătorii echipei naționale. E normal, când ai 6 jucători dintre titularii care au pierdut lamentabil la Oslo, 6 titulari au trecut prin mâna ta, 5 au fost construiți de tine, unul a stat cu tine și a învățat și un pic de fotbal de la tine, e normal să le iei apărarea jucătorilor și să cauți vinovați în altă parte, însă probabil că și Hagi are o parte de responsabilitate, deși mulți dintre apărătorii săi, printre care și directorul gazetei Ovidiu Ianițoaia, susțin că Hagi nu are absolut nicio vină în această poveste, însă fotbaliștii de la Academia lui Hagi cresc în tensiune, cresc într-un regim de presiune negativă. Am scris chestia asta acum două zile, Ovidiu Ianițoaia m-a acuzat de calomnie pentru chestia asta, însă sunt lucruri cunoscute în fotbalul românesc, adică inclusiv Bogdan Stelea, care a fost antrenor la Viitorul, a povestit despre presiunea negativă pe care o pune Hagi la club și o presiune negativă despre care Stelea spunea că nu este necesară, nu o consideră necesară pe tinerii jucători. O să discutăm și despre asta, însă în dimineața asta o să discutăm mai mult despre un personaj pe care poate că nu-l știți, însă e un personaj pe care cu siguranță l-ați văzut în ultimii 14 ani. E un fotbalist care a venit în România la un club mic, însă putea să ajungă la un club mare, nu a făcut-o, a rămas la un club foarte mulți ani, foarte, foarte mulți ani, practic și-a legat numele de un club de Liga a doua foarte mulți ani, e vorba de CS Mioveni, însă l-ați putut vedea pe acest fotbalist în Liga 1, la Ceahlău, la Bistrița, chiar și la Mioveni. E vorba despre brazilianul Roberto Aiza, care a venit acum 14 ani, 13 ani și ceva în România și n-a mai plecat, s-a căsătorit aici cu o româncă, cu o voleibalistă, are 2 copii și nu va pleca în Brazilia, nu se va mai întoarce în Brazilia, țara lui acum este România. Discutăm cu el în această dimineață despre fotbalul românesc, despre experiențele lui incredibile din fotbalul românesc din acești ultimi 14 ani. Chiar sunt curios cum vede un brazilian ce se întâmplă în fotbalul românesc în ultimii acești 14 ani. Bună dimineața, Roberto! Bună dimineața! Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră în dimineața asta. Eu vă mulțumesc și Unde ți-e părul? Unde ți-e freza care... Pentru că probabil că mulți zic, mă, cine e omul ăsta? Că nu e blondul ăla cu coadă de la Mioven pe care îl știm noi. Unde ți-e freza? Păi, freză a picat. Unde a picat? Cu tot cu pandemie. Ah, în pandemie s-a dus freza. În pandemie asta
ți-a dus și părul. Eram într-un grătar și toată familia. Da. Și nevasta mea a apucat să tundă pe copii și după aia zice: hai mă iubi, nu tundu și pe tine, că uite că nu știu ce. Zic, hai tundă-mi, dacă da. Ți durește să mă tunzi, da. Hai că te las. Și de atunci am lăsat așa părul scurt, că nu m-am mai lăsat. Acum ești totuși antrenor la juniori la Mioveni. Trebuie să fii totuși acum profesor, nu mai poți să vii cu părul lung, prins în coadă, blond, vopsit, oxigenat. Da. Nu prea mă mai cunoaște nimeni. Nu te mai cunoaște nimeni. Domnule, sunt Roberto Aiza, fugi, domnule, de aici. Da, nu ești da. În... Doar când stau eu de vorbă atunci, da. Știi că se prind eu. Oamenii că tu ești. Da, că prinde, da, da. Da, te-am mai văzut totuși cu părul scurt la Bistrița, când a jucat acum mulți ani. Da, tot în 2012. Și atunci nu era nicio pandemie. Ce s-a întâmplat da. Atunci? Păi atunci, după ce am stat mult timpul la Mioveni, am vrut să fac o schimbare, că dacă totuși schimb o echipă, da. Schimb și freză. Da. Dar nu prea mi-a prea bine freză fără păr, da. Fără coadă, nu. Nu ți-a prins ce, nu superstiție? Superstiția de-a mea, da, ca fotbalist. Deci, da. Ai și tu ai da, superstiții. Da, da. Așa aveam eu în capul, că dacă țin părul lung, joc bine, dau goluri, după ce am scos, n-am tăiat-o, n-am mai dat gol. Acum nu mai trebuie să dai gol ca antrenor. Fii atent, da. Hai să facem o scurtă pauză ca să le spunem oamenilor de concursul din această dimineață, pentru că e meci al naționalei. Probabil că mai sunt oameni care își doresc tricoul echipei naționale, deși după ultimul meci 4-0 de la Oslo erau unii care nu își doreau tricoul echipei naționale, însă noi îl oferim. E un tricou original al Naționalei României, semnat de tricolori. Îl puteți câștiga și în această dimineață, puteți câștiga acest tricou în această dimineață. Condițiile sunt, ca de obicei, simple. 1. Să dați share emisiunii din această dimineață pe pagina noastră de Facebook, iar a doua condiție este să intrați pe linkul pe care îl puteți găsi în comentariile acestei emisiuni. Este o galerie foto cu foarte multe poze importante din istoria echipei naționale, cu jucători, cu faze de la meciurile echipei naționale. Alegeți-vă numărul uneia dintre poze, pentru că pozele sunt numerotate, și postați-l aici. Deci o poză care vă place, alegeți-vă o poză care vă place, luați numărul acelei poze și postați-l ca un comentariu la emisiunea de azi, dați share și intrați în concursul pentru a câștiga acest tricou. Repet, un tricou al echipei naționale oferit de unul dintre sponsorii Federației Române de Fotbal, un tricou semnat de jucători. Așteptăm așadar comentariile voastre și share-urile voastre în această dimineață. Vreau să te întreb cât te simți român în suflet și cât ai rămas brazilian. Adică ți-a acaparat așa un pic din suflet România sau? Păi să cam la fel. 50? Iubesc și România, da? Iubesc și Brazilia. Acolo mi-a rămas rudele. Da. Și am făcut în România rudele noi. Noi. Și așa că iubesc și una și alta. Când vezi meciurile de fotbal ale României... Mă enervezi. Ah, serios? Da. Deci ai devenit exact suporter. Cum e Brazilia. Ah, da. Mă enervezi că ratează. Da, exact la fel. Simt. Ce ai văzut la meciurile astea ale României? Ultimele două meciuri. Mă gândesc că ai văzut și meciul cu Austria de la Viena. Am văzut, da. Și după aia două meciuri total schimbate, cel puțin ca atitudine, ca joc. Este, la doilea meci a fost o schimbare foarte mare de jucători, dacă nu mă înșel, l-ai schimbat șapte jucători. La Oslo, cu Norvegia. Da, e complicat. Eu, părerea mea, poate nu sunt în stare să-i spun, dar da, părerea mea, ai jucat eu fotbal aș în România, totuși, în ultimii 14 ani. La aceeași echipă. Că da. Probabil intră și în orgoliu jucători, că au ratat o calificare mai departe în baraj și putea să fac un meci bun la cei cu Norvegia. Ok, dar ce s-a întâmplat? Adică de ce să nu... De ce să pierzi totuși atitudinea asta așa de repede, la câteva săptămâni distanță? Păi, ce să zic, poate n-a fost motivați cum trebuie. Nu s-au ridicat la nivelul lor. Au văzut că vine peste noi și o neputință de a ataca. De exemplu, la meciul cu Norvegia, dacă nu mă înșel, n-a dat niciun șut pe poartă. Nu, cu Islanda. Cu Islanda, da. Cu Islanda. Norvegia a da, tras. Da, da, cu Islanda n-a dat niciun șut pe poartă. Unul singur din penalti a fost.
penalti, da. Dacă nici la... Păi, uite, poți să dai și, poți pe să dai și peste, da. Și pe lângă, da, dar... Na, Maxim este un executant foarte bun de lovitură de la 11 metri și... Na. Ești dezamăgit de ce ai văzut? Așa, ca jumate român. Sunt. Ca toți români, sunt dezamăgit. Putea să facă mai mult. Adică măcar să alergi, dorința aia de a câștiga. Am văzut urmai pase laterale, la creație, am avut pe Creț, care este un mijlocaș central, dacă da, nu mă știu. Da, e un mijlocaș este de închidere. Este un mijlocaș de închidere și toată mingea pleca de la el. Adică ai fi simțit totuși un jucător cu mai mult, cu mai mult flair acolo? Un jucător dar uite care... Uite că oamenii cu flair în față au pierdut mingi după mingi, adică inclusiv Yannis Hagi pierde minge după minge și cifrele o arată, adică nu spunem, nu spun eu, nu spui tu, o arată cifrele, uite, sunt aici, cifrele Instat, da. Care sunt rele pentru el. Cred că e o presiune și prea mare pentru el, toată lumea pune speranță pe el să conducă națională. Da. Înțelegi, el vine de o familie care taică să o fără, e fără comentar. Da. Și toată lumea, numele Hagi, trebuie să fie ca tax. Dar el deocamdată, părerea mea, trebuie să fie ajutat, nu trebuie să, toată responsabilitatea trebuie să fie pe umerele lui. El trebuie să fie ajutat și din spate și din față, nu doar el. Istanciu, uite, n-am văzut pe Istanciu să ia o responsabilitate. Nu ți s-a părut că și-a asumat foarte nu, mult? Nu mi s-a părut. E cineva care, despre care ai putea spune, domnule, uite, el așa a făcut treaba decent în meciul, de exemplu, cu Norvegia? Nu cred. Nu crezi, nu? Nu. Toți au fost așa de lăsători, așa, părerea mea. Nu prea au stat. Da, vreau să te întreb o chestie. Flerul tău de fotbalist îți spune că băieții ăștia nu-și mai doresc antrenorul ăsta? Nu, n-are cum. Știu, dar când joci așa, înseamnă că te lupți pentru antrenorul ăsta? Păi, Radu e de puțin timp la, este, da. La național. Da. Până să reglează el antrenamentele lui, să formeze el echipă pentru ele, cum a formatul la naționala mică, înțelegi? Durează, nu? E o perioadă foarte scurtă de timp ca să poată să califici o națională care a preluat o căzută. Și să ridici în scurt timp e foarte greu. Că nu ai un jucător, să zic, ne bazăm pe jucător respectiv. Cum era Hagi... Cum era Hagi, senior. Cum era mai mulți. Da. Petrescu, Popescu, da. Erau mai mulți. El acum încearcă să formeze o echipă, părerea mea, că la anul poate să joace fotbal. În 2021. În 2021. Deci crezi că totuși echipa asta s-ar putea lega? Adică dacă are un pic de timp... Și să convoace jucător ăla care... cum pot să zic, jucător care să vină tot timpul la națională, să fie bine la club și să joace la echipa națională. Da. Înțelegi? De exemplu, un exemplu, Tătărușanu n-a jucat la Lyon, nu joacă la Milan, e portarul principal. Jos pălărie pentru el că a apărat și joacă bine. Înțelegi? Dar mulți care se duc afară nu prea joacă. Și vine la națională, e diferit cu jucători care joacă campionatul nostru. Da. E alt nivel, ei trebuie să se sobresai, trebuie să joace mai bine decât cei care joacă aici. Din ăștia 14 ani de când ești în România, crezi că poți să ne spui de ce crezi că fotbalistul român nu reușește în străinătate? Că sunt convins că ai jucat lângă tine au jucat foarte mulți tineri fotbaliști români pe care i-ai studiat, le-ai văzut, apucăturile, tabieturile, hobby-urile, mentalitatea, da, modul de a gândi. Probabil sistemul de antrenament de afară mai tare decât sistemul de antrenament. Sistemul aici, de antrenament. Eu așa cred. Uh-huh. Eu așa cred. Modul de a percepe antrenamentul, de implicare. De exemplu, sunt mulți jucători care
sunt la echipa respectivă, am un bani, dar nu vreau să plec mai departe. Și rămâne, mă mulțumesc cu ce au. Asta sunt, am întâmpinat mai multe tineri care, la echipele care le-am fost, și am spus, jucați, antrenați-vă, că uneori o să-ți va da o șansă. Pentru ce mă antrenez aici, că același jucător joacă. Bă, frate, la antrenament tu te antrenezi pentru tine și pentru echipă. Păi n-ai reușit aici, pleci în altă parte. Da. Acum dacă stai aici, am familia, mai duc la o echipă pe aproape, alt în divizia și aia rămâne așa pe nivelul ăsta. Da. Și când ajung afară, se întâlnești cu alt modul de a antrena, alt sistem, alte obicei și probabil nu se adaptează, dor de acasă și vin acasă și se întorc. Dar uite, vreau să te întreb o chestie, cum vezi tu lucrurile acum ca antrenor de copii și de juniori? Da. 2008 înseamnă 12 ani, da. Vreau să te întreb, cum crezi tu că în mintea viitoarelor generații de fotbaliști români poate fi impregnată mai multă ambiție de către antrenorilor? Pentru că aici e chiar. Și, mă rog, în colaborare cu părinților, pentru că e foarte important modul în care părinții influențează copilul. Da. Problema la copil, în părerea mea, este în felul ăsta. Tu trebuie să iei copil de mic, să poți să crești. Da. De exemplu, dacă iei o grupă, formezi o grupă nouă, cum e la mine, de 2008, este foarte greu pentru că, adică vorbesc la nivelul unde sunt, la Mioveni, și vine toți, când au auzit că o să fiu eu antrenor la 2008, a venit mai mulți copii care habar n-au de fotbal. Okay. Au venit să se antreneze, că să poată să-l antrenez eu. Pentru că tu erai capitanul Miovenului, omul care era atâta timp la Mioveni, brazilianul. Da. Așa. Și ei vin ca o distracție. Copil trebuie să dai o distracție. Ei vin să se distreze. Da. Treci de la mine, se duce la alt nivel. Și deja la mine a fost la distracție. În partea cealaltă nu e distracție, că vrei performanță. Vrei performanță și la tu, 14 ani cu copil? Totuși vrei performanță cu el? Da. La noi așa e. Dar ar trebui să vrei la 14 ani totuși performanță cu el? Nu cred și cred. Adică sunt 50 cu 50. Dar nu crezi că nu trebuie forțat să aibă doar performanță? Adică trebuie lăsată plăcerea? Trebuie lăsat la plăcere, să crească, să driblezi, să pui un program fix pe el. Lasă să distreze cu minge, că el dacă e talentat și are gana aia de a ajunge mare, el o să se antreneze pentru el, chiar și acasă, ca să ajungă mare. Că altfel, acasă se duce și se sta pe laptop, pe telefon, pe PlayStation și nu. Păi vin la antrenament, am o oră, gata, plec acasă, cu asta basta. Eu povestesc cu lor, copiii mei. Eu am început fotbal la 8 ani. Da. Eu la 12 ani mănca pământul ca să cresc, ca să ajung. Și spun, voi nu faceți nimic. Vă bag să fac abdomene, nu știți niciun. Și încerc să le intru în psihologul lor, să... Bă, chiar asta nu e... Nu e rău ce îmi spune, îi spune pentru mine. Unii părinți zice, trebuie să intre mai tare în ei, că așa sunt învățat. Ah, uite, vezi, uneori imboldul vine chiar de la părinți, adică îndemnul ăsta zice, de a intra tare în copil. Copilul meu, dacă nu intri în ele, el nu face nimic. Eu sunt un fel și un fel de antrenor. Da. Eu am avut antrenor care mă susținea, mă țipa după mine, dar știam că... Știi potențialul meu și eu alergam mai mult, chiar dacă nu mai puteam. Alți nu zicea nimic, stătea pe margine și stai să ajungeam la spiritul lui de lăsător și toată echipa așa se face. Rămâne în spiritul ăla de lăsător. Dacă stai tot timpul și motivează, n-are cum să nu reușești.
Apropo de copii și de tineret, România a bătut aseară 4, a bătut pe Malta aseară, așa, la scor național a României Under 21, 4-1 cu Malta. La finalul meciului a fost acel eveniment despre care v-am povestit la început. Mihai Stoichiță e filmat în direct înainte să înceapă conferința de presă. El nu-și dă seama că este în direct. Se uită la telefon, pune mâna pe telefon, avea un telefon de la un apel de la Mutu, un mesaj de la Mutu. Ce a spus Stoichiță? Hai să ascultăm împreună. Bă, dar e ceva ăsta, Mutule, dar nu te dau afară. Bă, dar e ceva ăsta, Mutule, dar nu te dau afară. Da, deci este... Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal îl înjură pe selecționerul Under 21 și îl amenință că îl dă afară. El a spus după aia că a fost o glumă și că era doar o glumă. Dar întrebarea este dacă și dacă era o glumă povestea asta, ce facem cu povestea asta? Pentru că fotbalul românesc pare că e tot o glumă. Adică o ținem numai în glume. De mulți, mulți ani o ținem numai în glume și pentru glumele astea nu plătește nimeni. Adică sunt lucruri pentru care, în mod sigur, într-un fotbal civilizat, cineva ar fi trebuit să plătească. Inclusiv povestea asta care poate părea minoră, așa mare chestie, l-a înjurat pe Mutu. Nu, nu e așa. Și probabil asta e și una dintre cauzele pentru care fotbalul românesc nu merge. Pentru că suntem tot timpul așa. Și care e problema? Lasă-vă că merge și așa. Asta e problema în România. L-ai avut pe Stoichiță? L-ai avut antrenor la Mioveni, nu? Am avut pe o perioadă scurtă de timp când eram Liga 1, 2011-2012. A venit atunci din cererea primarului, că de cât am înțeles de la dânsul, sunt prieteni. Și ai stat 6 meciuri, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Era glumeț, îți dai să stătea pe lângă noi acolo, povestea că a fost în Brazilia, că da. Multe cu povești asta, cu Roberto da. Carlos, că e prietenul lui. Și, că... și oare chiar așa o fi? Nu știu ce voi zic. Credeați că e prietenul lui? Păi noi credeam pe dânsul, ce să... Da, dar era, mi-e drag de el și zilele am avut un turneu cu ala mică al meu la București, m-am întâlnit cu el, am stat de vorbă, na, mai mă întâlnesc cu el la Mogoșoaia când făceam antrenament. Dar spune-mi o chestie, în Brazilia s-ar fi putut întâmpla așa ceva, nefiind o țară foarte riguroasă, e tot o țară latină, s-ar fi putut întâmpla așa ceva? Asta din jurături? Da. Nu cred. Și dacă s-ar fi întâmplat așa ceva, totuși ce s-ar fi întâmplat oare cu omul care păi era surprins? S-ar putea să fie dat afară dacă până la urmă, direct, se consideră că... Na, că lezează imaginea Federației. Imaginea Federației, imaginea un fost jucător care, până la urmă, e și o legendă în România. Mutu. E greu, e complicat. A fost un moment neplăcut, să zic așa. Da. Pentru el, care probabil nu știa că era indirect. Știu, dar... Știu. Nu era indirect, probabil nu știa că era indirect, dar avea oameni în jurul lui. Corect. Și nu se face așa ceva. Fii atent. Vreau să te mai întreb o chestie, pentru că ești din 2006, nu? Venit în România. 2007. 2007. Vreau să-ți citesc mesajul pe care tu l-ai postat atunci când te-ai retras. Ok, după aia ai continuat să mai joci, pentru că înțeleg că joci la Liga 4 acum. Liga 4, da. La Real Brad. Dar în 2019 te-ai retras, adică ți-au dat și o plachetă da, și de la Mioveni, ți-au dat tot, după care tu ai mai apucat să mai... Ai început să joci din nou. Da, din insistența lui domnul... Cine? Că mi-ai scăpat. Cine, Mihali? Mihali, da. Așa? Da. El m-a sunat după o săptămână, după ce m-a lansat, m-a sunat că mi-a fost antrenor la Mioveni. Da. Cu... Așa, și uite, copile, te-am sunat, uite, mă duc la Câmpul Lung să facem o echipă, să promovăm în Liga 3. Am un proiect foarte bun acolo și vreau să fii cu mine. Am zis, mister, abia m-am lăsat, nici o săptămână, stai să mă gândesc, să vorbesc cu soție, că nu știu. Du-te și vorbește și mă suni.
A trecut două zile, iară mă sună. Zic, hai, mister, că vin și vorbim față în față, că e mai bine. Mi-a prezentat proiectul, am zis, bine, hai că vin să te ajut. Și a plecat el. A plecat, i-au dat afară. Așa. Nu pierduse niciun meci. Doar un meci de cupă, da, care a pierdut și l-a dat afară. Și după aia s-a destrămat treaba și am zis că plec și eu. Și ai plecat la... Și am plecat la Real Brad. Ok. Dar fii atent, ce spuneai tu anul trecut când te-ai retras? Așa. Din fotbalul cu adevărat important, să spunem că te-ai retras. Spuneai așa, urcușuri și coborușuri, muncă, faimă, glorie, dezamăgiri, mii de sentimente de nedescris și de neîntâlnit pe care doar o competiție sportivă ți le poate oferi, complimente, jigniri, fani, critici, laude. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce mi-a oferit viața pe teren, pentru visele din copilărie ce mi s-au îndeplinit, pentru faptul că am avut șansa de a fi privit cu mândrie de copiii mei jucând, de a fi apreciat de mulți oameni cunoscuți și necunoscuți. Ăștia 13 ani în România, povestește-ne experiențele care te-au marcat foarte tare, pentru că nu te așteptai din punct de vedere al mentalității să se întâmple, deși tu veneai din Brazilia, repet, nu e o țară foarte riguroasă, nici Brazilia. Da. Însă, ca mentalitate, din punct de vedere al mentalității, lucruri care ar putea fi relevante în zilele astea când tot căutăm cauze pentru care fotbalul românesc este unde este. Poți să ne povestești experiențe pe care tu le consideri important de povestit, relevante de povestit, despre mentalitățile din fotbalul românesc? Pentru că ai jucat și în Liga 1, ai jucat 200 și ceva de meciuri la Liga 2, ai jucat 60 de meciuri la Liga 1. Păi, mentalitate, eu am povestit, eu am avut un vis să joc fotbal, să devin fotbalist, în care a devenit târziu, pentru că nimeni nu-mi dădea șansă. De ce? Păi în Brazilia erau cu impresar. Dacă n-ai impresar, dacă nu-mi plătești, nu te ia nimeni. Da. Am fost în mai multe probe, mai multe, ala, juca mai bine decât ceilalți, dar degeaba. Dacă n-ai pe nimeni impresar în spatele tău, nu te ia nimeni. Apoi am avut un prieten care a venit la mine în oraș și jucam amator pe vremea respectivă, aveam 17-18 ani. Și a zis, păi nu vrei să joci la o echipă lângă, în orașul meu? Și zic, da, m-am dus la el, tot amator, și el mi-a prezentat la un antrenor, care era la o echipă profesionistă. Uh-huh. Și antrenorul respectiv a zis, nu veni acum, astăzi, că am 40 de persoane în probe. Vin o mâine, da, că astăzi dau afară o grămadă, și vin o mâine. Asta cu o săptămână înainte să începă campionatul. Am dat o probă, am semnat contract, miercuri am jucat titular, clasic. Da. Și de atunci, antrenorul ce povesteam, a plecat și m-a dus cu el peste tot. Și la unul dintre clubul, președinte de la echipa mi-a zis, nu vrei să pleci în România? Cum așa? Și a zis, păi... Președinte brazilian. Din brazilian, da, Brazilia, da, da, da. Păi cum așa? Păi uite, am un prieten de acolo și caută jucător. Stai puțin, vreau să te întreb o chestie, ca o paranteză. Cât câștigai în momentul ăla? În momentul ăla vorbesc, o să... Deja o să fac transformare, da, în lei. Da, fă transformarea în lei. În momentul ăla în jur de... 6 milioane, 600 de lei. 600 de lei pe lună. Pe lună, da. Ok. Da. În Brazilia. În Brazilia, în care, da, nici nu se plătea. A, nici aia nu se plătea. Nici aia nu se plătea. Deja aveai cât? 20 și... Eu aveam 23 de ani. Cum te descurcai cu 600 de lei la 23 de ani? Păi ce să... Păi stăteam în camin, nu cheltuia cu nimic, mânca la club. Ok. Și nu plătea nimic, adică pentru mine acolo îi strângeam, de fapt. Da. Fii atent, țineți ideea, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem să povestești cum ai ajuns în România, bine? Da. Hai, da, să vedem. La cote extrem de înalte, adrenalina devine amețitoare, dar și câștigurile pe măsură. Fortuna îți aduce cote incredibil de mari la toate pariurile tale, atât în online, cât și în agenții.
Câștigă la cote maxime. Ai toate motivele din lume să joci. Detalii pe efortuna.ro. Da, ne-am întors în direct. Bun. Un președinte de club din Brazilia ți-a spus nu vrei să vii în România. Da. Și am zis, păi cât o să câștigi? Așa. De la 600 de lei, să le spun celor care... Mi-aș zis, bă, în jur de 5.000 de dolari. Și zic, păi mâine, când plec mâine sau când? Hai că facem pașaport, iau bilete și te duci. Da. Bun, am făcut pașaport, am luat bilet și am plecat în România. Fără să știu română, fără să știu engleză, nimic. Singur? Singur, fără părinți. Ai aterizat la București? Nu. Da, că e greu. Așa, zic. Am pierdut, s-a interziat zborul în Brazilia, în São Paulo. Da. Am ajuns din Paris cu o întârziere. Da. Pierdut în zbor, nu știa să vorbesc, nu știa nimic. Mamă. Am stat... Erai prima dată ieșit din țară? Da, prima dată. Ok. Am ajuns acolo, am făcut niște legături, m-am dus la informație, la balcon de informație, arătam bilet, uite care treaba. Da. Trebuia să plec în Antalya, la o echipă, era FC Brașov pe atunci. Da. Am ajuns acolo, în Istanbul, îți dai seama că decalase avionul, la fel, am dormit la aeroport, că avionul, am ajuns la 10, avionul era la 7 de dimineață. Da. Am luat un zbor către Antalya, am ajuns în Antalya, nu mă aștepta nimeni. Pentru deci că nu te mai aștepta. Nu mă aștepta. Și ce-ai făcut? Am luat o cartelă din aia să sun în Brazilia. Da? Am vorbit cu președintul, uite că nu e nimeni aici, nu mă așteaptă nimeni, ce să fac? Hai că sun una. A sunat pe cei de la FC Brașov, au venit, adică după 4 ore, au venit, m-au dus la hotel, mi-a dat o geantă cu echipament, două seturi de echipament. Dar nu știam culorile, cum se zice, cum se scrie. Da. La ora cu tare ai antrenament. Ies afară îmbrăcat din galben. Că arătau... Da, mi-ai scris pe un bilețel. Da. La ora cu tare ies afară, îmbrăcat în galben, ceilalți are în roșu. Mă întorceam înapoi, mă schimba. Așa. Și am stat o săptămână. Era Mihai Stoica antrenor. Mihai Stoica. Da. Era antrenor la FC Brașov. Da, era Liga 2. Da. Atunci pe vremea aia. Și am stat o săptămână, a venit niște argentinian și m-a chemat la o ședință. A zis că nu se înțelege cu mine și m-a trimis înapoi în România. Asta îți spunea prin semne, mă gândesc. Nu, mi-a spus la argentinian okay. Să-mi spună mie. Uh-huh. A zis ok, nu e niciun fel de problemă. Și atunci am ajuns în România, m-a așteptat Traian Gherghișan. Da. Și mi-a zis la un, era un portughez la el acolo la hotel, și a zis să mă duc la gara că plec la Suceava. La dai Suceava, seama, da. Iarna, am ajuns la Suceava minus 22 de grade. Wow, tu veni de la cât? Eu veneam de la 40, că era vară în plus. În plus, da. Am ajuns acolo, nu știam unde să mă opresc, doar citeam pe bilet. Da. Am văzut Suceava, am coborât, m-a așteptat galerie, filmau, m-a așteptat președinte de la Suceava. Ah, deja lumea te aștepta ca un brazilian. Da. M-am dus la hotel, m-a cazat și am început să mă antrenez pe zăpadă, pe un alt. Era prima dată când vedeai zăpadă, clar. Prima dată peste tot. Tot era prima dată, da. Da. Păi, ușor, ușor am început să vorbesc română după seriale telenovela braziliane. Te uitai la telenovelele braziliene. Da, da. Uh-huh. Și așa am învățat română și m-am obișnuit. De la Suceava am plecat la Ceahlău. Cum ai ajuns la Ceahlău? Păi, la Ceahlău am ajuns după Suceava am plecat. Suceava retrogradase în anuală. Da. Și Traian nu vroia să mă las în Liga 3. A zis, nu, te duc la o echipă de Liga 1. Da. Și când m-am întors din Brazilia, m-am dus la Dinamo. Și unde? La Dinamo? La Dinamo, da. Așa. Dar mi-a zis, la început, o să-i stea la echipa 2. Da. Faci antrenament acolo și, pe urmă, dacă te obișnuiești și te place antrenor,
te ia la, da, la prima echipă. Și am stat o săptămână, dacă nu mă înșel, o săptămână, două, am mers să facem o viză medicală la spital sportiv. La Institutul Național, Institutul Național de Medicină Sportivă. Da. Am trecut viză la toate, am ajuns la să facem viza la ochi. Și am închis un ochi, totul bine, la celălalt am zis lui doamna doctor, eu nu văd cu ochiul celălalt. Păi cum nu vezi? Păi așa m-a născut. Păi de ce joci fotbal? Cum joci fotbal? Așa joc de mic, de la 8 ani, așa joc. Păi îmi pare rău, dar nu pot să dau viză. Deci tu nu vezi cu un ochi? Nu. Cu care? Cu dreptul? Cu dreptul, da. Deloc, deloc? Deloc, deloc. Din naștere? Din naștere, da. Și ne-am tors. Adică nu că umbre, că vezi umbre, nu vezi? Nu, nu. Deci dacă închizi ochiul stâng, cu dreptul nimic. Nu vezi absolut nimic. Întuneric. Nu, 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 întuneric, negru, negru. Și atunci ne-am întors la bază, m-a chemat, l-a sunat pe Traian și a spus că îi pare rău, nu puteam să, n-a zis că din cauza da. Ochilor, nu puteam să le îi păstrăm pe ele, pentru că Borcea, pe vremea respectivă la Borcea, a zis că echipa 2 să păstrăm pentru junior, până la 22 de ani. Ok. Și eu aveam atunci 26. Da. Și atunci am plecat de la Dinamo. Dar tu ai simțit că, de fapt, din cauza vizei n-ai fost ținut? Da, eu așa cred. Că n-ai luat viza. Că n-am luat viza, da. Și că probabil că aveau și niște prejudecăți, domnul ăsta nu vede cu un ochi. Păi, probabil, a zis, păi eu am întrebat-o, păi de ce nu-mi dați, de care e problemă, dacă... Păi poate tu nu vezi și vine unul în spatele tău și te lovește. Păi da, te înțeleg, dar eu așa am jucat toată viața. Eu așa sunt obișnuit, nu sunt un om pe care i-a pierdut vederea acum un an. Eu așa m-am născut și așa văd ca un om normal. Nu simți că pe teren ai o problemă de orientare, un pic că e tot un pic diferit față de un om care vede cu ambii ochi? Nu, n-ai simțit niciodată chestia asta? Prin prisma asta care nu văd cu ochii, mi s-a acutat mai mult de simț. Vederea cu stângul. Simț. Adică simțul, auzi, reflexe. Interesant. Deci cumva corpul și-a adaptat toate simțurile pentru a compensa deficiențe. De exemplu, eu, în mod normal, dacă tot așa, trebuia să joc pe partea dreaptă, nu? Da. Să văd stângul și tribuna pe partea dreaptă. Eu joca pe stângă. Așa. Stai că încerc să-mi dau seama. Deci pe stânga... Tu jucai pe stânga. Eu jucam pe stânga și pe dreapta nu vedea nimic. Da. Păi... și în mod normal, dacă luam așa, ca să văd bine, trebuia să joc pe dreapta, ca să văd de stânga, că pe stânga văd. Să vezi terenul în stânga. Terenul da. În stânga. Da. Eu jucam pe stânga. Ok. Și atunci mă adaptam pe stânga ca să văd. Ca da. Na. Așa e. Dar nu m-a influențat deloc. Dar transferul a picat. Dinamo a picat. A, da. Am plecat la Buzău. M-a dus la Buzău. Ah, ok. Deci o te-ai săptămână. Un pic. Tot așa. O săptămână, două săptămâni. Tot așa. Buzău promovase Liga I și am dat probe și nu știu, nu s-a înțeles impresarul cu conducere și am plecat la Ceahlău. Și atunci, în sfârșit, am ajuns la Ceahlău. Era domnul Hizo antrenor. Oh, l-ai nimerit pe Hizo? Cum a fost? Da. Dulăul. Da, da. Ce? Povestește-ne un moment cu el. Sigur ai ceva, că te văd că râzi deja. E păi un moment, îți povestesc că din vestiar am ajuns iar o refacere. Toată lumea se ducea spre bazin. Aveam două lăzi de bere și ăla de Gatorade, de suc. Da. Toată lumea lua beri, se ducea spre bazin la refacere. Mă duc eu, iau un Gatorade și zice, păi nu bei beri? Hizo. Hizo. Și zic, nu-mi beau, păi îți dai seama că în Brazilia sunt obișnuit că nu se bea beri în vestiar, nu se lasă alcool deloc. Și de-aia n-ajungi tu fotbalistă, că nu bei beri. Interesant. Și zic, tă chestie ce povestești.
Așa. Da. Și zic, da, lasă pe mine, că, na, o să văd eu, știu eu cum fac. Și de atunci, na, am semnat contractul, săptămâna ala, joi am semnat contract, am intrat în cantonamentul, vineri am debutat cu Buzău. Da. Am intrat în minutul 80, minutul 90, am dat gol. Deci ai dat gol la Liga 1, la debut. La debut, da. Și am stat, apoi am jucat cu Steaua, am jucat cu Dinamo, am stat retur, cum ar veni. Da. Retur. Apoi iar, când începe sezonul nou, tot cantonament, mergem la viză. Da. Iar la București. Da. Am ajuns, am trecut la toate. La ochi. La ochi a venit. Și zice doamna doctor, păi pe tine te cunosc. Păi nu ți-am spus că îmi dau viză. Și nu ți-a dat viză nici atunci. Nu mi-a dat viză, nu. Nu. Și atunci am reziliat cu Cealău și am plecat la FC Bihor. Deci din cauza faptului, stai ca să înțeleg eu, din cauza faptului că nu ai primit viza medicală, Cealăul nu a putut. Nu pot să spun sigur. Ah, da. Ok. Așa am eu părerea, pentru că eu jucase din 16 meci, eu jucase 13 titular. Și... Dar, uite, asta e o chestie pe care vreau să te întreb. Cum jucai la unii și la alții nu jucai? Adică, la cum puteai să joci, cum ai putut să joci la început la Cealăul și n-ai mai putut să joci? Bine, păi la Cealăul, când am ajuns, ce nu s-a dus, s-a făcut viză într-o clinică privată. Așa. Era, cerea mai multe, să nu aibă problemă la inimă, da. Problemă la ochi fizică. Făcea? Nu, nu. Ah, deci nu ți-a făcut nimeni la ochi. Nu, nu. Ah, uită-te și tu, incredibil. Deci... Da, probabil aici, e altfel, e spital. E... Da, Institutul de Medicină Sportivă, mă rog, că ăsta se prăbușească din cauza... Da. Lipsă de fonduri din cauza... Da, nu știu care este treaba. Dar la restul, na, așa am jucat. Clinica privată, viză, cum se face, testează inima, capacitate, fortul, dacă ai avut accidentări, asta, cu asta semnează contractul. Mai e vreun moment în care a trebuit să dai viza aici și nu, la București? Nu. Astea două au fost momentele. Astea când... două, da. Pentru că după aia la Bistă, am făcut la Bistă și la Cluj, da. N-am avut treabă. La Mioveni făceam la Craiova și, asta, și tot timpul la Bihor a fost acolo la Bihor. Dar în toate vizitele astea pe care le-ai mai făcut ulterior la clinici private, niciodată n-ai mai fost pus să dai testul... Păi îi făceam, dar îi spuneam. A, îi spuneam. Îi spuneam, da, uh-huh. Da, da. Și nu era adică o problemă, adică doctorii respectiv nu considerau că e o problemă. Da, nu, că vorbea și doctor cu doctor, doctor de la echipa cu doctor de la clinică, acum nu știu. M-am întrebat mereu de ce n-ai jucat mai mult la Liga 1, pentru că te vedeam în Liga 2, erai un jucător care ieșea imediat în evidență, efort, calitate, tehnică, pase. Crezi că din cauza faptului că aveai această problemă de vedere, s-a creat o prejudecată, iar cluburi din Liga 1, care poate te-ar fi dorit, aflând că așa se întâmplă, în fotbalul românesc există, ăla vorbește cu ăla, ăla vorbește cu ăla, stai bă că ăla nu vede cu un ochi, crezi că ăsta a fost o cauză pentru care n-ai jucat mai mult la Liga 1? Deși erai la Liga 2, erai jucătorul Ligii a 2, în 2010 ai fost desemnat cel mai bun jucător din Liga 2. Da, da. Păi nu pot să zic sigur dacă asta a fost problema. Înțelegi? Dar simți că... Păi la niște momente simțeam că pot să ajung mai sus. Da. Dar tot acolo rămânești. Știi? Și m-a întrebat, păi ce naibă, n-ajung și nu primesc nici un telefon, măcar să mă întreb, bă, ai posibilitate de a pleca de la Mioveni? Da. Și nimic, singurul telefon care a apărut să plec a fost să plec la Bistă. După ce retrogradase Mioveni, am plecat la Bistiță. Cine era antrenor acolo? Neamane. Și el nu a avut o problemă cu asta? N-am avut problemă cu el, nu. Am ajuns acolo, uite, atât pot să ți ofer, te cunosc, știu cum ești, dacă accepti, bine, dacă accepti, dacă nu accepti, strânge mâna și cu asta basta. Cum te-ai înțeles că?
El era iar un tip așa... Era mai așa, mai exploziv, da? Să zic așa. Te-ai lovit de asta? Am avut o problemă cu el. M-am și certat odată cu el în vestiar, adică m-am certat. Am cerut să-mi explice despre ce. Am avut un meci cu Rapid. Da. Cu Rapid, da. Am jucat, eram titular. Și după 10 minute a luat un fundaș stânga roșu, da, și m-a schimbat. Pe tine? Pe mine, da. Bun, nicio problemă, a luat la roșu. Tu jucai ce? Ce post ai jucat în meciul ăla? Mijlocaș dreaptă jucam. Ok. Da. Mă, normal, schimbi un atacant, scoți un atacant. Da, atacant era Bratu. Da, a, ok. Așa. După aia, la meciul următor, am jucat titular, parcă, da, am jucat titular și după aia am jucat, am avut un meci cu CFR, la CFR. Iar am trecut pe foaia de rezervă, da, el pusese doi fundași stângă pe postul de fundaș și mijlocaș, pe, da, partea stângă. Să se apere pe partea stângă. Da, și... Minutul 3, și după, stăteam liniștit acolo pe bancă, înainte de începerea meciului cu 2 minute, s-a accidentat la fundaș stângă, la încălzire, zi, încălzește că intri titular. Da. Am intrat titular, după 30 de minute, a luat un fundaș central roșu. Și zic, faci un pariu că pe mine te schimbă. Schimbă. Da. Și... ridica plăchetă, haiz. Și m-a schimbat și am așteptat la investiar, la pauză. Am spus, vreau să știu de ce eu sunt primul la schimbare, care e problema. Ai vreau problema cu mine? Spune. Da. Că nu e niciun fel de problemă. Spune. Și zice, spune și mie, pentru cine vrei să-i schimb? Altul jucător, în afară de tine. Asta ți-a zis. Da. Ți-a zis, bine, am înțeles. Adică ești cel mai slab, asta cumva ți-a transmis. Pe cine altcineva, da, să spune? Da, era și jucător, impresariați, na, era mai mulți. Simțeai că totuși sunt interese? Da, sunt, erau interese, da. A, jucători impresariați de fiul lui erau? Da, dar nu vreau să zic că... Ok, da. Erau, dar n-am, probabil... Știi de ce te întreb? Experiențele unui jucător străin venit în România sunt mai... poate chiar mai importante decât ale unui jucător român, care poate e obișnuit cu sistemul, dar când vii din afară și intri într-o chestie de asta, le vezi altfel, cred, problemele. Cum, da, sunt, uite, era asta. Era greu, da. Eu nu înțeleg. A fost complicat. Eu am jucat după un meci, am jucat titular. Da. Am jucat titular, am plecat, avea dublă cu Steaua și cu Dinam. Bistrița. Bistrița. Da. Am jucat titular cu Steaua, da, m-ai scos la pauză și după aia la meci nu am nici în bancă m-a luat. Da. Și după aia mai, iar m-a băgat titular, nu prea se înțelegea, știi? Și am zis, bine, și de atunci el a mai rămas în continuare și am zis că vreau să plec. Nu. Și ai plecat la Mioveni. Și am plecat înapoi la Mioveni. La Mioveni. N-am mai rămas. Și după aia n-a mai apărut nicio ofertă să pleci de la nimic, Mioveni? Nu. Nu. Nimic, nimic, nimic? N-ai mai avut nici posibilitatea să pleci deloc de la Mioveni? Putea să încerc, dar ți-am povestit-o, mie era fric. Nu, vorba aia, putea să sun la okay, antrenor, la bă, nu mă primești pe mine, că nu știu. Dar mi era frică de ochi, sincer să-i spun, ce-ți povestea. Ok, deci ai avut tot timpul teama asta, domnule? Am avut, da. Nu, sincer. Merg, ca să nu fiu într-o situație, ce te gândeai? Ești într-o situație delicată, neplăcută? Da, da, da. Adică pot să... Că nici nu-mi place să rog pe cineva. Eu sunt de părere că dacă îi place de mine, da, mă sună pe mine. Uh-huh. Dacă nu îmi place, înseamnă că nu mă sună. Uh-huh. Și asta am fost de părere. Nu sunt de... să stau să rog la antrenor să îmi dea un contract. Nu, eu merg pe calitățile mele. Dacă am fost bun, am fost. Dacă n-am fost, n-am fost. Dar ai avut totuși treabă. Oportunitatea de a merge în probe undeva? Nu. O dată. Așa. Uite, acum mi-a adus aminte. O dată am plecat la... Eram la Mioveni, după primul sezon. Da. Traian îmi zice... vorbește cu primarul că plecăm în Ucraina.
Așa. Am zis Ucraina. În Ucraina. Deci asta era ce an? Stai 2010. Erai jucătorul anului în sezonul ăla foarte bun. Da. Și zic că, păi hai că vorbești tu și plec. Da. Și primarul nu vrea să mă lase, dar până la urmă am zis, bă, e oportunitatea mea să plec să câștig mai bine. Uh-huh. Și zice, bine, uite care treaba, îți dau o hârtie de 10 zile. Te duci să dai probe, dacă semnezi bine, dacă nu, te întorci. Unde, la ce club? La Lovin Lutski. Ok. Așa, și am ajuns acolo, am făcut antrenament o săptămână, ei au plecat, a avut un meci în deplasare, da. Am stat și m-am antrenat cu antrenor secund, uh-huh, toată perioada, și s-au întors weekendul, luni aveam antrenament. Da. Toți, am luat autocar, am plecat acolo, începe antrenor secund antrenamentul, vine antrenor principal cu o sticlă de șampanie. Cum cu o sticlă de șampanie? O sticlă de șampanie în mână. Desfăcută sau ce este? Desfăcută, da. Ah. Cu paharele, două pahare, l-a pus acolo, avea și două fete după el, și-a pus pe bancă. Pe bancă la antrenament? La antrenament, da. Așa. Ai stat acolo. Și ce făcea? Adică bea cu fete? Bea cu fete pe acolo și după aia a plecat. N-a stat mult, a plecat. Dar era sub influența, era un pic, părea... Era un pic așa ciupit. Ciupit. Așa. El trebuia să te vadă pe tine și să-și dea probabil cuvântul. Dom'le, ăsta e, da, bun? Îl ținem sau nu-l ținem? Da, da. Trebuia rămăsese săptămâna aia să se uite la antrenamentul, uh-huh, ca să dea un veredict. Deci omul de care depindea soarta ta, soarta transferului, da, tău, venise cu șampanie și cu fetele la antrenament. Da, și după a doua zi, mi spune impresarul că e în coma alcoolic la spital. E internat. Și? Și zic, păi și ce faci? Păi trebuie să așteptăm să iasă. Din coma alcoolic. Din coma alcoolic, da. Și stau o zi, două, mă antrenez, trei zile și nimică. Și primar de la Mioveni tot m-a sunat, vino înapoi, uh-huh, că am nevoie de tine. Și îți măresc salariul, că am nevoie de tine, tu ce faci? Stai că mă aștept, ăla nu a ieșit din coma, trebuie să așteptăm. Ei aveau meciul cu Shakhtar Donetsk. El e? Hai să-l arătăm și oameni, nu știu dacă avem posibilitatea. Deci ăsta este antrenorul care venise cu șampania și care a intrat în coma alcoolică. El e. Da. Îl cheamă, stai să vedem, Vitali Volodimirovici Kvartsia... Păi era antrenor de 20 de ani. Kvartsiani. Da. Deci el e. Trebuia să iasă din comă. Trebuia să iasă din comă că avea un meci cu Shakhtar. Shakhtar Donetsk. Da. A, deci el cu o săptămână de înaintea meciului, da, cu da. Era Lucescu atunci? Cred că da. Așa, că da. Da, da. Era în comă alcoolică. Da. Și Traian totul vorbea cu președintul. Uite ce fac cu băiatul. Președintele, îmi place de el, dar trebuie să am aprobare antrenorului. Și zic, Traian, ce faci? Că nu știu ce. S-a supărat și Traian, că vedea că n-are cu cine discuta și... Na. Și m-am întors la Mioveni. Am plecat și m-am întors la Mioveni. N-ai mai rămas, n-ai mai așteptat verdict, nimic? N-am mai așteptat. Păi așa, nu și? Se știa ce se întâmpla. Și omul s-a trezit. Weekend-ul. Deci s-a trezit. Și ce, a stat pe bancă? Și a stat pe bancă, da. Nu cred așa ceva. Da. Deci el după o săptămână de cum alcoolic a stat pe bancă cu Shakhtar? Așa mi-a zis Traian. Incredibil. A stat pe bancă, da. Și au făcut egal, 1-1. Deci nici nu trebuie, vezi că uneori nici nu trebuie să te agiți foarte tare. Asta nu e o lecție, asta e o tâmpenie, situația asta, da. Dar cine aștepta? Eu stăteam și așteptam. Da. Ala, domn primar, totul m-a așteptat la echipă și m-a sunat în continuu să vin. Am plecat, aveam contract cu ei până la urmă. Eu trebuia să respect contract. Dacă aici n-aveam asigurare, m-am întors înapoi să respect contract. Ai avut niște momente foarte bune în carieră și sunt meciurile de cupă în special. E un meci cu Dinamo câștigat prin golul tău. Un meci din 2014 de cupă în optimile cupei cu Dinamo. Practic e cumva, vezi, se întoarce cumva roata asta în vieții și elimini din cupă Dinamo.
Uite, astea sunt imaginile de la acel meci. Aici cu Bărboianu. Dai gol de lângă Bărboianu. Da. Uite. Deci omul refuzat de Dinamo se întoarce și o elimină pe Dinamo din cupă câțiva ani mai târziu. Da, asta a fost un moment, înțeleg? Da, m-a resetat cu o săptămână. Dumnezeu să îl odihnească. Și eu... Eu plecasem în Brazilia, am stat o săptămână fără antrenament și mă întorc cu trei zile înainte de meci. Nu făcuse antrenamentul, nu făcuse nimic. Claudiu Niculescu m-a chemat la el în cabină și m-a întrebat: ce faci? Cum ești? Zic, sunt bine. Zi, serios, vreau să te bag titular. Și zic, bagă-mă că sunt bine, vreau să joc. Da. Și uite că Dumnezeu m-a ajutat și tata m-a iluminat. Da. Și am dat gol. Uite ce imagine asta la final, Claudiu, care era un pic mai pufos atunci, se îngreșase un pic. Te strânge în brațe pentru că probabil... Da, adică eu am cerut lui înainte că m-a sunase frate meu și m-a sunase și a zis: vino, ia-ți bilet de avion. Da. Că doctor a zis că tata n-a murit deocamdată, că așteaptă pe cineva. Incredibil. Asta mereu aud lucrurile astea. Da. Da. Și când am plecat, am ajuns în Brazilia de Morise, cu două ore înainte. Ah, deci n-am mai rezistat. Dar n-am apucat, n-am apucat. Atunci am făcut mormântare și am stat și după aia am luat bilet și am plecat înapoi. Și mi-a zis, vrei să joci? Vreau. Și am jucat. Asta cred că unde îl poziționezi așa în cariera ta, golul ăsta cu Dinamo? Golul ăsta? Pe inimă, așa, e unul dintre cei mai importante și pentru mine și pentru echipă care a mers mai departe, pentru situația pe care am fost. Asta o să povestesc la toți, și la copii, și la nepoți, la toată lumea. Zic că bunic e acolo sus și a iluminat pe tata. Frumos, da. Da, da. Eu în momentul ăla am început să plâng. Pe teren atunci. Pe teren, da. E o poză mai devreme, poate o vedem. E când te duci tu în alunecare. La alunecare și vine băieții la mine și plângeau și ei cu mine, unii dintre ei. Păi dai seama. E poza mai devreme, poate o vedem un pic. Ia să vedem. Că știu că am văzut-o mai devreme, o aveam pregătită. Da. Ia să vedem. Deci asta e momentul șutului. Cine în poartă? E Marc, nu Marc. Nu mai știu cine era în poartă. Nu-mi dau seama. Nu mi-am putut da seama. Am uitat cum chema. Așa. Deci ăsta e golul. Și uite, asta e aici, nu? Da, da. Și după aia, după aia vin ei să mai face, vine ei și mă îmbrăcez. A eliminat. După aia, uite aici, se aici, vede. Da, se vede că ai ochii în ochi. Da. Ați eliminat, a eliminat după aia și Steaua 2 ani mai târziu, din cupă, la penaltiuri. Da. Iarăși un meci. Da, după meciul ăsta a fost meciul cu CFR-ul. 3-0? 3-0, 4-3. Cum? Păi, na, ala a fost și eu prostia noastră, să zic așa, după ce văd eu mai bine. Că după 3-0 ne-am crezut câștigător și am crezut că putem să dăm și mai mult. Și ne-am lansat în atac, în fine. A venit un gol ăla din penalti, care, na, părerea mea, n-a fost. Păi a venit faza aia cu fair play-ul. Da. Și, da, până la urmă putem să, dacă eram deștepți și stăpâni pe noi, gata, mă, 3-2, mai 10 minute, stăteam frumos acolo, că nu ne dea gol. Da. Dar noi, nu, că putem să mai dăm. Da, da, 3, hai că mai dăm. Și uite, a venit golul 3, golul 4 și gata. Dar a rămas memoria aia de fair play. Și după aia cu Steaua. După aia cu Steaua, cu Pelice antrenor, momentul senzațional. Era Reghecamp, nu? Parcă la... Reghecamp. Antrenor la Steaua. Da, da, da. Ne spunea Pelice: asta e trenul, nu vă lăsați, urcați în el. Țineți bine, că asta e momentul vostru, soarta voastră, stați pe poziție. Da. Și uite, azi la penalti, cine bate? Așa. Mulți se ascunde.
Exact. Normal. A zis Nastasie care bătea penalti. Eu zic, eu bat a doilea. A zis la altul, nu, eu nu. Și na, păi el a aliniat și am reușit să eliminăm și pe Steaua. Păi dacă nu mă înșel, am pierdut cu voluntari. Da, de ale voastre astea. Da. Scotea Steaua și pierdeați cu voluntari. Voluntari la 1-1, dacă nu mă înșel, și ne-a dat un gol, tot așa, cred că a fost un fault. Ala n-a dat și na, în fi. De ce ai scris însă jigniri în comentariul ăla? La ce te referai? Păi, mai mulți antrenori că mai jignește, mai... Jigneau la modul înjurături? Înjurături din asta. Ai trecut prin asta? Da. Dar nu vreau să spun cine a fost. Dar de ce? Și fără nume, adică... povestește un pic. Iarăși e important. E o chestie din fotbalul românesc care ar trebui să dispară. Eu am fost într-un mediu fără brazilian. Da. Nu e cum e Eric, care a fost înconjurat de brazilian, cum este Romário, da. Că sunt prietenii mei. Și eu întotdeauna unde am fost, nu prea am avut, adică n-am avut prea am avut brazilian. Și atunci mă trăta ca un străin. Adică cum vin un străin la țara noastră să ia pâine care putea să joace. Ai simțit chestia asta? Da. Și la antrenamentul, la mine, mă înjura, care, nu, de exemplu, dădea un șut, tragea pe langa poartă, nu zicea un brav, hai, nu-i nimic, îi înjura. Alți, brav, nu-i nimic. Deci un antrenor pe care l-ai avut, te înjura la antrenament? Mulți. Mulți? Unii antrenori, da. Deci în timp ce tu te antrenai, el te înjura de pe margine. Da. Și auzeai chestia asta, adică nu ți se transmitea, bă, vezi că te-a înjurat. Nu, că auzeam. Auzeam. Și în timpul meciului a fost. Da, până a intrat aici și ieșea pe partea aia. Uh-huh. Îi faceam treaba mea și aveam treaba. Din tot ce ai experimentat, ce ai schimba? Adică dacă tu ai avea puterea să schimbi ceva în fotbalul românesc, ce ai schimba? Păi... Trei lucruri pe care le-ai schimba. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Nu știu. E greu. Că nu poți să generalizezi. Da, dar trei chestii pe care le simți tu că sunt, ar trebui schimbate. Păi, mentalitate unu. Da. Mentalitate. Adică să fim serioși. Să fii serios, să tratezi un străin ca și un român. Până la urmă vine... la țara voastră. Da. Să primiți mai bine sau... Da. Na, niște zone, nu vorba aia, nu generalizezi. Da. Altceva... Mentalitatea. Deci, practic, asta e... Da, asta zic. Mentalitatea la unii dintre români, zic eu. Îl înțelegeai pe Camora... în săptămânile trecute, când era acea discuție, domnule, să nu joace, alții ziceau, da, domnule, să joace, că are cetățenie, român, l-ai înțeles? Adică te puneai cumva, te vedeai pe tine când te înjura antrenorul, când îl vedeai pe Camora, că era contestat de mulți români, domnule, de ce să vină ăsta să joace în echipa națională a României? Păi da, îi vedeam, îți dai seama, că primul caz a fost de Amorin. Da. Că l-au naționalizat pe de Amorin, că poate ia la național. Da, nu l-a luat. Nu l-a luat. Apoi a venit cazul Camora. La Camora, când iese, omul până la urmă s-a naționalizat că îi place țara, s-a obișnuit s-a cu țara, cu româncă. Căsătorit cu româncă, iubește țara, asta e rău să vrei să fii cetățean român? Nu e rău. Acum dacă antrenor consideră că ești bun pe postul ăla și ajută națională, păi care e motivul să refuzi? Uh-huh. Până la urmă e român. Înțelegi? Cum a fost și alții mai de mult. Că naționala, dacă totuși a ajuns la momentul ăsta de naționalizare și să aducă jucători, putea să facă și cu Wesley, putea să facă și cu Eric, putea să facă și cu mai mulți. Că puteau în momentul respectiv să joace la național și putea să ajute naționala României. Da. Să schimbe nivelul. Dar a ajuns
să fie un fundaș stângă, să fie convocat pe un extracomunitar, da. Să fie un fundaș stângă convocat. Asta, na, pentru mine a fost bună convocare, pentru că pe postul ăla nu prea se găsește. Nu prea, nu. Bancu este mijlocaș stângă. E mijlocaș. Nu de fundaș stângă. El are un profil mai ofensiv. Și Camoara joacă, este și ofensiv și defensiv. Acum n-am văzut atâta răutate pentru el. Asta nu înțeleg. Asta e problema. Cum ți s-a părut că a jucat la... Mie mi s-a părut că a jucat bine. Da? Așa mi-a părut. Nu cred că a greșit la ambele goluri. Uh-huh. Așa sunt de părere. Și după meciul ăla l-ai schimbat 7 echipe. 7 jucători. Da. I-a băgat pe bancul fundaș stângă și la golul 2 cu Norvegia. Ce se mai zice? Camoara a fost de vină, n-a fost. Da, ai dreptate, da. Da, nu, e greu. Poți să învinovățesc, da? Pe un singur jucător că este comunitar și a venit prima oară. Trebuie să învinovățesc pe totul grupul. Da. Totul grupul n-a jucat nimic. Ai stat și n-a făcut nimic. Așa da, tu îi spui... La presă numai pe Camoara. E greu pentru asta. Dai seama cu omul ăla, uh-huh, cum s-a simțit după meci. Da. Și imediat la meci următor a trecut rezervă. Vreau să te mai întreb două lucruri, că am ajuns la final. Uh-huh. Unu, povestește-ne un moment amuzant din cariera ta, o anecdotă dintr-un... O chestie pe care o poți povesti, ceva haios din cariera ta în România, din anii ăștia petrecuți în România. Un moment amuzant, ceva care te distrează, ceva, un moment pe care îl povestești prietenilor tăi când mai stați la o vorbă. Dacă ai un moment de ăsta, un moment realmente amuzant, spumos. Păi, spumos nu cred că spumos, am. Spumos, da. Dar moment amuzant e când am fost la Suceava, ți-am spus, mă așteptau galerie și eu nu știam în română, nu știa ce se întâmplă și... Da. Toată lumea... Întreba, Romană, eu nu. Mi-a dat un fular să, probabil, să arate, eu am pus pe gât direct. Da. Și asta, cred că e cel mai amuzant moment. Adică ți se pare ție amuzantă toată situația? Da, când mă uit acum, mi-e și rușine. Că este pe YouTube și... A, e momentul pe YouTube, da? Există când ai venit tu la gară, așteptat la gară? Da. Da. Și ultima întrebare, nu scap de ea, că trebuia să te trec prin ea. Crezi că ai jucat în vreun meci aranjat în România? Nu o să te întreb meciul, te întreb dacă tu crezi că ai jucat într-un meci aranjat în România. Bă, s-ar putea. Fii atent, deci nu te întreb meciul, descrie-mi de ce crezi că s-ar putea. Pentru că mi-a zis, ia-ți mingea și du-te la corner, nu dai gol. Cum? Începe meciul, da. Mi-a zis cineva, când începe meciul, iei mingea și când ajungi în fața porții, te duce spre corner, până pierzi mingea. Și vine ăla, ne da două goluri, după ce ne da două goluri, tu poți să începi să joci. Și? S-a întâmplat așa? Păi s-a întâmplat, după 2-0 a început să joc. Și cât s-a terminat meciul? 3-0. Pentru aia? Pentru aia, da. Incredibil. Da. Nu, respect convenția, nu te întreb. Da, nu, e așa... Dar poți să-mi spui dacă antrenorul ți-a zis asta? Nu. Nu antrenorul, un coleg. Nu. Da. Mulțumesc mult de tot, Roberto Aiza, pentru prezența în dimineața asta. A fost o plăcere să-ți ascultăm poveștile. Mulțumesc. Și-ți doresc multă baftă și te mai așteptăm pe la noi să mai discutăm. Mulțumesc și eu. Să ai baftă multă cu copiii și să fii sănătos. Doamne ajut. Și ție sănătate și familiei tale, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem însă diseară, înainte de România-Austria, la ora 21, ediție specială GSP Live, în pauza meciului, la final. Nu uitați de tricou, o să anunțăm câștigătorul concursului din această dimineață, după încheierea emisiunii.
emisiunii dacă ați trimis numărul uneia dintre fotografii din galeria pe care o puteți vedea în comentarii și dacă ați dat share emisiunii din această dimineață, sunteți înscris automat în cursa pentru acest tricou cu semnăturile echipei naționale, jucătorilor echipei naționale. Mulțumesc mult de tot, ne revedem diseară, toate bune!